ajuns și la eroii aerului. Aici să defila odată pe timpul împușcatul. Pe aici venea, el avea tribuna mai pe acolo. Nu știi, nu? Ce? Că să defila de 23 august pe aici. Ba, da. Câți ani ai? Poți să te întreb? 40. Mulți înainte. Eu cât crezi că am? Hai să ne zicem pe nume, că ce dacă sunt mai mare ca tine? Cât crezi că am? 57 am făcut. Mulțumesc la fel. Am făcut pe 3 octombrie. Și de-aia știu, dar eu n-am fost la nicio defilare, că le-a luat la școală și în vacanța de vară, până pe 23 august când se defila, îi ținea pe săraci copii, pe toți, să facă antrenament ca să defileze bine prin fața tovarășului sau să facă să scrie din oameni Pace, Ceaușescu, toate alea. Eu am scăpat, n-am fost la nicio, eu am avut vacanțele de vară, nu, n-a fost, n-a trebuit să, și în general îi luau pușcă din București, săraci, ce să mai aducă din alte părți. Nu știu dacă ai văzut la tele, deci ai 41, aveai în minus 37 ani, în 89, nu? Da, eram da. Clasa întâia. Da. Da, eu aveam 23, am văzut-o în direct, parcă ți-am mai spus. Bine că nu, bine că nu a fost la noi. Ce? Bine că nu a fost la noi, în Ploiești. Atunci da, am înțeles că au ieșit, mi-a povestit cineva acum, că am fost în excursie, că a doua zi după ce a picat Ceaușescu, sau în ziua aia, că vedeam și televizorul, au ieșit toți muncitorii de la 1 mai. Zice că s-au umpluse la, că mi-a zis cineva care lucra la Big, s-au umpluse piața aia la Gara de Sud de muncitori. Deci, peste tot a fost, iar la Boldești, că dacă de acolo sunt, în seara aia, deci pe 21 când a fugit Ceaușescu, știi, eu, noi avem casa aproape de centru, în spatele fabricii de pâine. Am văzut foc mare de, în centru. Ce au făcut? Au intrat oamenii în primărie și au scos toate documentele cu Ceaușescu, cu vântări, cu toate ce erau și le-a dat foc în mijlocul, nu era monumentul. Că ți-am spus, a făcut, fost făcut între 2000 și 2004. Era un rond, așa, un sens giratoriu. Înțelegi? Era un sens giratoriu acolo. Acolo le-a dat foc, că ne-am dus să vedem. Deci lumea s-a revoltat peste tot și a arătat la televizor în toate marile orașe. Lumea a ieșit în stradă. Lumea se săturase. Și numai ne dădusem, cum am vorbit astăzi în tren, punea bunica sticla de lapte la, să ne ia lapte la 3 dimineața și vorbise cu o vecină că mai venea să mai doarmă ea o oră, mai stătea vecina ca să nu îi dea sticla la o parte, că nu se știa cine prinde lapte sau iaurt și tot ce ne aducea. Ne dădea o jumătate pâine și ca atâta, ne îngrășam dacă mâncam prea multă pâine. Și nu se găsea mâncare, nu se lua decât că de atunci, știi ce era PCR-ul, pile, cunoștințe, relații. Trebuia să-ți faci relații pe la un, o alimentare așa, că s-aducea, dar nu s-aducea multă. Și am avut șansa să stau la coadă și în fața mea să, două persoane să termine uleiul. Și stătusem la coadă degeaba. Dar aia în spate mai avea pentru relațiile ei. Mai avea 2-3 în plus. Nu avea un bac, dar avea 2-3 în plus. Că nu le scotea pe toate la vânzare. De-aia zicea, pile, cunoștințe, relații. Știi ce făceam? Că lucram la trustul de afară. Veneam în București, la, că se numea Ministerul Petrolului, era numai al petrolului. Nu era cu alte, altul, așa. Ne făceam că venea microbuzul, ne făceam că aducem câteva hârtii și venim să-i întrebăm pe ăștia. Antreprenor general, construcții civile și industriale.
mă, treci. Da, trebuie atenție mare aici. Nu ți-au spus părinții cum era? M-a luat odată mamaia să luăm și noi. Că dădea de persoană, un kil de zahăr, unul de ulei. Și copil fiind, lumea nebunită ca să prindă, când am ajuns acolo în față, m-a înghesuit lumea că nu mai puteam să respir și am zis, mamaie, nu mai mă iei niciodată pentru un kil de zahăr și unul de ulei, să cred că mor asfixiat acolo, ca tăbărat, ca să... asta era. Nu ți-au spus părinții cum... Nu, nu. Foarte rău, eu spun. Dar n-a fost revoluție, a fost lovitură de stat pe baza nemulțumirii maselor. Că ți-am spus la televizor, arăta că au ieșit și la Brașov și, la... și așa în 87 Brașovul, Roman Brașov de camioane, care era mare fabrica, a ieșit în 87 și mi-a povestit Angie Mateescu, care e la AUR, că era student acolo, cum au fost bătuți, băgați la zdup pentru că au cerut mâncare și condiții mai bune de trai. I-a băgat imediat la zdup și ca, zice, noi ca studenți am ieșit și noi să vedem. Dar ieșise pentru mâncare și pentru condiții și pentru frig și pentru condiții de astea. Dar nu a murit nimeni de foame atunci. Și Ceaușescu a făcut ceva în 25 de ani. Vorba lui Fisu. Ăștia au distrus tot ce a făcut Ceaușescu. Păi, cum era unul mai ploiești? Cea mai mare era, că am stat de vorbă cu director de acolo, cea mai mare întreprindere de utilaj petrolier din sud-estul Europei. Ce e acolo unul mai? Carrefour, Lidl, asta au vrut în UE. Piață de desfacere. Deci numai eu, unul mai este, sunt numai supermarketurile la toți din UE. Carrefour, Kaufland, nemții, Carrefour, francezii, Lidl, tot nemții. Asta e unul mai acum. Au distrus tot. Nu ca au, cum zic, era o lozincă, nu ne vindem țara. Au dat-o la fier vechi, cum au zis unii. Dar pe comisioane gras. Cum îl blestem mereu pe Adrian Năstase, că datorită lui a vândut Petromul. El era prim-ministru. Că nu. El nu. Dacă era român adevărat, nu trebuia să vândă Petromul. La cine? La austrieci? Nenorociții nemți. Dar a luat comisiuni gras. Știi cum i-au venit banii? Ți-am mai spus, parcă? Nu ți-am spus? Cum mi-au venit banii? Că a spus Robert Turcescu, care a fost? A fost în securitate, a recunoscut până la urmă și ăsta. Care făcea că a fost ofițer SRI. Dar asta era meseria lor. Eu am prieteni de familie, foști ofițeri SRI. Care trebuia să mă cunune. Dar asta era treaba lui. Banii, pentru că a vândut Petromul, i-au venit în jucării chinezești unde să pun bateriile. Și doamna Năstase s-a dus la jucăriile de la aeroport, a scos dolarei sau euro ce era atunci și pe urmă s-a dus și a donat jucăriile la case de copii, adică copiii nimănui. Că înainte de 89 nu e zic sau case de copii. Toată lumea putea să-și crească copilul și să...